găsit, stimați spectatori, ne întâlnim din nou la ordinea de zi, din nou o zi plină, foarte multe evenimente, poate mai puține decât în alte zile, însă unele au fost chiar la Târgu Jiu. Ora exactă în educație pare să se dea la Târgu Jiu în ultimile zile. De ce? De aici pleacă un proiect de lege, vă aminteam eu și într-o altă seară, un uh, proiect de lege nou pentru educație, pentru învățământ, realizat de cei de la Universitatea Constantin Brâncuș, colaborare cu specialiști din întreaga țară. Un proiect care mâine va fi dezbătut, mâine și poimine va fi dezbătut într-o conferință uh, foarte importantă, care se numește Educația în fața marilor provocări și care are printre invitați pe profesorul universitar Andrei Marga, Constantin, profesorul universitar dr. Constantin Bretianu, profesorul universitar dr. Florin Müller. De asemenea, cei care conferențiază mâine în noul sediu de la debarcader al Universității Constantin Brâncuș sunt Adrian Gorun, președintele Senatului Universității Constantin Brâncuș și Luminița Georgeta Popescu, rectorul Universității cu același nume. O să revenim asupra acestui subiect, nu asupra conferinței, ci asupra legii efective, pentru că sunt niște lucruri destul de interesante, lucruri care ar putea corecta cel puțin, să spunem, cele anunțate la acest moment, că ar fi dezbătute sau ar fi în proiectul acela lansat în, în Parlament. De fapt, și acest proiect a ajuns pe masa unor parlamentari și poate va fi și însușit. Revenim, promit, spre sfârșitul emisiunii și la acest, la acest subiect. Acum privim știrile naționale și o să începem cu una, a spune eu, foarte interesantă. Și anume, fostul tenismen Ilie Stase, actual senator pe colegiu, Ludan Dan Voiculescu, omul de afaceri, patronul antenor, condamnat, deci arestat. Vreau să vă spun, Ilie Năstase a anunțat că vrea să renunțe la funcție. A dat zilele acestea un interviu pentru ediția tipărită al Echip Magazine și spune că nu-și va termina mandatul de senator. Spune el că cităm, sunt aici deoarece un prieten mi-a cerut. A demisionat și a rămas un mandat de 2 ani. I-am promis că îl înlocuiesc până în luna noiembrie. Nu mă regăsesc în politică. Câștig 1000 de euro pe lună în senat, dar le-am spus că le dau 2000 de euro doar ca să mă lase în pace, a declarat Ilie Năstase. Fostul tenismen a obținut un mandat de senator în luna mai 2014, candidând din partea Partidului Conservator. Potrivit fișei personale de pe pagina Senatului, mandatul lui ar trebui să se încheie pe 18 decembrie 2016. Iată că politica nu atrage, nu mai atrage, iar Ilie Stase probabil a făcut-o doar a câștiga cu imaginea, dar n-a avut, avut satisfacții, nici financiare, e clar, mai ales la banii lui Ilenă Stase, dar nici de altă, de altă natură. Uh, acum vreau să vă spun că, știți cum v-am mai anunțat deja, uh, e mare circ în Partidul Național Liberal, între pdl -Li și peneliști și foștii peneliști, foștii pedeliști. Uh, acum vreau să vă spun că e deja știrea de senzație care face în conjurul presei centrale, un fost lider județean acuza că a furat ștampila și cheile. Știți de despre cine e vorba? Gorjeanu nostru, Dian Popescu, a plecat cu, și cu, che cu ștampila și cu cheile. Nu uh, i le-a lăsat lui Tudor Barbu, care între timp, astăzi a fost pe la Târgu Jiu. Uh, iată ce titrează site-ul Știri pe Surse. Cir total în penele Gorj. Senatorul Dian Popescu, fost copreședinte al PNL Gorj, a plecat cu tot cu ștampilă și cu actele partidului. Peneliștii gorjeni au rămas uimiți de gestul lui Dian Popescu și văd gestul acestuia drept o răzbunare pentru că a fost îndepărtat de la conducere. Tudor Barbu, nou șef al liberalilor din Gorj, susține și el că Dian Popescu ar fi trebuit să rezolve problemele în interiorul partidului nu în presă. Acesta mai spune că nu i se pare normală reacția lui Dian Popescu, dar nici nu a luat legătura cu el pentru a-i cere socoteală. Uh... Cităm, Barbu a căutat ștampila și actele în restaurant, nu acolo trebuie să, să le caute, ci în sediul partidului. Nu mă duc eu după el în barul să-i spun ce să facă, a replicat Ian Popescu. Uh, sediul vechiului PNL Gorj a rămas începând de ieri și fără energie electrică. În plus, vechi liberal nu mai dețin nici spațiul în care funcționa partidul. Primăria Târgu Jiu nu a mai înnoi contractul pentru că după fuziune noul PNL nu poate avea două sedii. Municipalitatea ar putea ceda spațiu unei alte formațiuni politice, posibil Partidul Liberal Reformator, anunță presa locală. Vă dați seama ce lovitură ar fi ca Partidul Lutericeanu, care la Gorj azi îl vedem și nu e, chiar dacă sunt câteva personalități în acest partid, să ia Partidul Vechilor Liberali, să ia sediul Vechilor Liberali. Deci ar fi o lovitură de imagine foarte tare și Acum vreau să vă spun încurcate scăile politicii gorjene și naționale. Dar pentru că am vorbit de demisia despre demisia lui Lien Stase, care se va face în această toamnă, trebuie spus Că una dintre cele mai interesante știri de astăzi se referă la. Iată, și un titlu foarte interesant, deși nu se referă la. să zicem, la nivel național, dar e o, o știre foarte interesantă: Procurorii au început să se aresteze între ei. Anunțul DNA din această seară e un material tot știri pe surse.ro Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pe 24 de ore de la data de 4 iunie 2015, adică de azi, a inculpatului Vlădoianu Marius Radu, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Doș cu privire la infracțiune de trafic de influență și șantaj. În aceeași cauză s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de Tudosan Ionel, procuror la DICOT, structură centrală, cu privire la infracțiunea de complicitate la șantaj. În ordonanțele de reținere respectiv de efectuarea urmării penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarele stare de fapt. În perioada iulie 2012-septembrie 2013, inculpatul Vlădoianu Marius Radu, cum spuneam procuror la, tribunal, de, la parchetul de pe lângă Tribunalul Dolș, a pretins de la o persoană, denunțător în cauză, sume de bani totalizând aproximativ 7.000 de euro și un comision de 20% din valoarea unui teren, sau 20% din suprafața terenului aflat în litigiu pe rolul instanței pentru a-și exercita influența asupra magistraților judecători, astfel încât persoana denunțătoare să obțină o hotărâre favorabilă într-o cauză civilă privind reconstituirea drepturilor de proprietate. Adică ce vorbim noi de luni, de zile. Dar parcă era vorba că procurorii nu pot influența judecătorii. Sau din momentul când nu mai ascultă comenzile, sunt săltați. Întrebare întrebătoare, nu? Bun. Mergem mai departe. Pentru că vă spuneam: apropo de senzaționalul știrilor. Acum vreau să vă spun. Știți pe Don Joanu de la Iași, arestat la domiciliu, primarul Nikita, da? Vreau să vă spun că în discuțiile cu iubita sa, care l-a și denunțat cine, știți că a acuzat-o, dacă țineți minte că am mai spus într-o seară, o acuzează de băsism pe iubita respectivă, probabil ca să, că îi suna bine fetei respective, Nikita a critica chiar și pe Ponta, șefului de partid. În stenogramele referitoare la cazul Nikita, aflăm, deci Nikita, care era la vremea respectivă și președinte PSD-ia, și asta se întâmpla în toamna trecută între turul 1 și turul 2, Nikita l-a acuzat pe Ponta într-o discuție cu iubita sa că nu a știut să gestioneze problema și nu l-a demis pe ministrul de externe. Concluzia lui Nikita: Ponta a stricat totul. Cităm din Stenograme: Îl sacrificam, partidul găsea altceva și așa l-a sacrificat până la urmă și a dat demisia el că nu face. Nu pot să reproduc cuvântul că este. M-amendează ce ne au mai departe, cu Băsescu la presiuni. Ce să mai discutăm cu românul acum de Băsescu? Trebuie să-l demită. Una e, trebuia să-l demită. Una era să-mi dau demisia eu pe niște motive cum trebuie și alta e să spui eu, român, eu l-am demis și cu asta basta. Eu de la bec nu pot să demit pe nimeni. Nu ai dreptul tu. Pe ministrul tău de externe tu trebuie să-l demiți. Nu se înțelege așa. E frază și apoi că a fost la Paris, au fost nu știu cât să voteze. Noi muncim de neiesochi în teritoriu ca să scoatem voturile și tu ai stricat totul. Spune Nikita în discuție cu iubita sa în ziua alegerilor prezidențiale turul 2, când deja devenise clar că Ponta va pierde. Iată de când era mo monitorizat primarul, primarul de Iași. Pentru că altfel nu avea cum să apară stenogramele. Uh, vreau să vă spun că unul din mari oameni politici, primar mare se cam pregătește de Beciu Domnesc cred că cât de curând îl vom vedea și pe la Beciu Domnesc după cum evoluează lucrurile e vorba de Sorin Oprescu primarul general capitalei și vă spun de ce uh, mai întâi uh, țineți minte sunt ceva câteva luni cred când a fost un șef mare din direcția din primăria capitalei, a fost reținut pentru că se dea nabab și lua niște procente din licitații. Acum, astăzi, fostul consilier al lui Sorin Oprescu, uh, Wingler Solomon, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ieri a fost reținut pe 24, astăzi îl 30 de zile de către judecători. Uh, era arestat pentru trafic de influență în perioada mai-iunie 2012, mai 2015, inculpatul Wigler sau Wigler Solomon, nu Solomon, deci apare în material și Solomon și Solomon, cred că totul Solomon e cu varianta corectă, în calitate de consilier personal al primarului municipiului București a pretins în mai multe rânduri suma totală de 230.000 de euro și a primit în mai multe tranșe suma de 204.000 de euro Adică vreo 9 miliarde, nu? Cam așa. De la un om de afaceri, martor denunțător, pentru a interveni pe lângă funcționari din aparatul administrativ al primarului general al municipiului București și consilier din cadrul Consiliului General al municipiului București, lăsând să se creadă că are influența asupra acestora în vederea inițierii și votării unor proiecte de hotărâri. Concret, inculpatul a primit suma totală de 150.000 de euro în patru tranșe, respectiv înainte și după votarea hotărârilor respective. Și se pare că sunt niște semnături chiar și ale primarului general. Așa că uh, sunt, uh, sunt deja uh, multe chestii interesante. A, ah, și apropo, un edil Pandele a fost arestat pentru trafic cu arme, dar atenție! Nu e vorba de soțul Gabrielei Vrânceanu Firea. E vorba de un viceprimar al comunei uh, comunei Cojasca din județul Dâmbovița. Viceprimarul comunei din județul Dâmbovița a acuzat că a cumpărat o parte dintre armele furate din locuința fostului șofer al lui Cristi Borcea, a fost arestat joi de magistrații judecătoriei Cornetu, potrivit unor surse judiciare. Uh, deci a fost arestat uh, uh, și probabil va avea o mare problemă în perioada următoare, probabil va lua și mandat mai departe. Uh, pentru că spuneam că facem trecerea spre spre știrie, spre știrile din Gorj. Uh, nu putem uh, să nu remarcăm un alt, o altă situație și anume 20 de proiecte legislative pentru modificarea codului penal și codului de procedură penală sunt pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Juridice de săptămâna viitoare. Deci e o întrecere e o întrecere e, pentru chestia aceasta. Și acum vreau să vă spun ca să facem, să zicem așa, o trecere mai spre zona noastră. Ponta, premierul Ponta a transmis un mesaj diplomatic către Renault. Spune el, uzina a devenit un proiect strategic pentru România. Constantin Stroe, directorul ajung, sau de fapt cel care a făcut Dacia, deci cel care a făcut legătura dintre vechea Dacia și actualul Renault, zice o chestie foarte interesantă, este și președinte al Asociației Construcții de Automobile Stroie, spune așa, vă blestem să prindeți un covoi de camioane pe Pitești, Sibiu. Deci ne întoarcem la problema veche, trebuie făcută, uh, trebuie făcută investiția la în privința autostrăzii dintre Sibiu și, și Pitești și cred că s-ar dezvolta multe lucruri în, în zonă. Dar până una alta, spuneam că revenim în Gorj, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante. Vreau să vă spun că unul și semnalat astăzi de un telespectator, mărturisesc că nu știu dacă e adevărat sau nu, dar eu vă citesc mesajul și aș vrea dacă din cei care ne văd la televizor și sunt în această situație să ne confirme, eu n-am reușit să confirm informația astăzi, uh, anume ne spune așa un domn Constantin ne semnalează astăzi domnul Cornel vă rogăm să vorbiți la emisiune despre minciuna de la CO ni s-a promis că ni se dau 17 milioane jumate plus ajutorul de șomaj și de fapt vom lua 17 milioane cu ajutorul de șomaj cu tot. Așa mi-au spus astăzi la birouri. Mâine mă duc să-mi depun dosarul la JOFM. Deci asta ne spune un, uh, un telespectator. Uh, în cursul zilei de astăzi mi-a intrat mesajul. Mărturisesc că eu înțelesesem că va fi acel venit de completare uneva la 17 milioane net plus ajutorul de șomași. Practic, oamenii nu pierd pentru unii poate era chiar mai mare decât salariul. Dar în această variantă nu e tocmai în regulă. Sau cel puțin declarațiile oficiale au fost cu totul altele decât decât cele ce se întâmplă. Dacă se întâmplă așa, mărturisesc că vă spuneam, n-am verificat informația deci dacă cineva mă poate confirma, chiar îl ro îl rog să o facă, pentru că uh, este important. Uh, sunt foarte multe știri despre, despre, complexul energetic Oltenia. Mărturisesc că pe undeva m-am sătura să tot dau știri negative. Parcă suntem așa, de fiecare dată tot revenim revenim cu știri despre complex sunt și foarte interesante am colegii din presa gorjeană care se ocupă constant de subiectul CO, unii dintre ei sunt cei de la colegii de la Panduru de exemplu care tot dau informații despre acest dar mărturisesc că am cam început să mă satur de subiect și vă spun de ce sunt doar știri negative și după cum văd, deși mergem din rău mai rău, complexul nu duce bine de nicio culoare, practic nu se ia nicio măsură. Exact cum mai spune unuia, cum să vă zic, dă cu cap un zid, continuă să dea cu cap un zid, dar tu nu o să-i spui să se oprească, îi spui continuă. Ceva de genul ăsta, indiferent cum mai dau, tot așa e. Până una alta, hai să ne ocupăm puțin de fotbal. Pentru că Uh, sunt niște chestii foarte, foarte interesante. Uh, mai întâi, vă spuneam aseară, pandurii vor juca la Severin cel puțin un an jumătate. Uh, acum, astăzi a apărut uh, informația, săptămâna viitoare, pandurii vor pleca în Olanda, uh, la baza de pregătire a echipei naționale a Olandei vor sta vreo două săptămâni de pregătire, Uh, tot sub comanda lui Iordănescu Junior. Dar uh, știrea zilei, acum vreau să vă spun, nu știu dacă trebuie să vă bucura sau nu, știrea zilei este că Narcis Răducan, uh, fostul președinte al ASA Târgu Mureș, se află la Târgu Jiu pentru a negocia cu pandurii preluarea conducerii clubului. Narcis Răducan a declarat presei sportive că este în negocieri cu două cluburi din Liga 1 fără să le menționeze. Deci bănuiesc că unul e Târgu În prezent la conducerea clubului Pandur este Mihai Stelescu, numit interimar după revorcarea lui Eugen Pârvulescu pentru suspiciuni de blat încă neconfirmate, cum știți. Pârvulescu are și contractul de muncă suspendat pentru trei luni și ar urma să revină la Pandurii la finalul lunii iulie. Adică... Ce anticipam cumva. E clar, n-a fost nicio chestie de S-a dorit de către conducerea administrativă, de fapt de către acționari sau cel puțin unii din ei, să scape de Pârvulescu. Pârvulescu și-a îndeplinit obiectivul, a salvat echipa, că bănuiesc că nu se crede că a salvat-o Iordănescu, nu? Bun, uh, au scăpat de aceea primă de care se vorbea, pe care trebuia să o încaseze inclusiv președintele, l-au pus pe Mihai Stelescu ca să ducă echipa și acum cel mai simplu este să numești un președinte nou, eu n-am nicio treabă cu un acest răducan, are o carte de vizită bună, la Steaua chiar a performat, dar stau și mă întreb. Oțelul, Astra, Asea, Asea Târgu Mureș plus Steaua sunt cam multe cluburi într-o perioadă scurtă de timp. Acum vreau să vă spun că Uh, poate e bine și poate va fi în postura sau va avea sânge instalație, cum să spune, să mai spună și nu la aberațiile care le rostesc conducătorii de la club. Dar parcă îl văd că vine în postura de ajunt al domnului, cum îl chema? Ioana, da? Da. Deci este... Da, cred că am făcut... Uh, am uitat. Îmi cer scuze să dau telefonul pe silențios. Și ca de obicei, un prieten cu număr anonim ne sună în direct, cum mai făcea, a fost o perioadă de a lipsit, iată că începe din nou să ne, să ne anunțe, să ne anunțe că e prezent, că se uită la televizor și atunci se apucă să ne, să ne sune. Bun, vorbeam despre, despre noua conducere de la Pandui, dacă se va confirma. În acest ducam, poate fi și o variantă bună, poate fi și una mai puțin bună. Eu cinstit, a și mers tot pe Pârvulescu, dar e clar că el nu poate lucra cu, actuala, cu actualii acționari. Las la părere că actualii acționari nu vor mai fi pentru mult timp, nu, neap nu mă refer la instituții, probabil la oameni, cel puțin așa spune o anumită parte a presei Gorgene. și lucrurile s-ar mai putea schimba, deci în acest ducan s-ar putea să vină pe un teren bun în sensul să poată face și treabă. Problema este, din ce am citit prin presa sportivă, că domnia sa are niște probleme de loialitate, de colaborare în anumite de asta a și plecat foarte des. Depinde dacă se va descurca la Târgu Jiu. Din postura de am înțeles să trăiți, fac cum ziceți dumneavoastră, probabil că se va descurca, mai ales dacă vine și pe un contract, pe un contract bun. Aflăm tot astăzi, am aflat că câțiva jucători deja și-au făcut bagajele și pleacă. E vorba de Eric de Oliveira, care se pare că are un contract deja de afară foarte bun. Uh, Matulevicius, Paraschevas și Ciprian Brata, care nu se li se mai înnoiește contractul, Bali se mulțumește. Acum vreau să vă spun o problemă. Matulevicius? Eu nu aș lăsa, eu aș fi prelungit contractul, chiar dacă el în ultimul timp nu joacă. Uh, N-am mai jucat de ceva timp. Nu uh, l-aș. nu l, uh, nu l fi lăsat să plece, pentru că la un moment dat, în turul campionatului, cred că Matulevicius era cotat destul de bine la peste un milion de euro. Deci, mai degrabă, l-aș ambala frumos, l-aș pune în viteză și l-aș fi vândut. Asta este. Îl dăm degeaba și nu știu dacă e în regulă. Uh, Paraschievas oricum n-avea nimic de a face cu fotbalul în ultimul timp, a fost și accidentat, dar oricum bulevar pe, pe, unde juca el. Ciprian Brata a fost o tânără speranță, la un moment dat chiar a jucat bine, nu i s-a dat nici încredere, dar eu cred că dacă pleacă la altă echipă s-ar putea să facă treabă și ne vom zgâria pe ochi, că l-am dat drumul așa de ușor. Iar Eric de Oliveira, oricum, N-a jucat nici decât un singur meci titular. A reînceput bine când a venit, deși nu era cu condiția fizică pusă la punct. Dar era vorba... Uh, uh, cred că era bun și ca imagine, să-l bagi în teren, se schimbau lucrurile. Vom vedea însă și ce jucători vor veni, pentru că nu e, nu e tocmai în... Uh, vreau să vedem și ce vin mai ce, ce pleacă bun astăzi cum spuneam a fost o, o zi agitată la Târgu Jiu mai întâi noul copreședinte al PNL-ului Tudor Barbu a venit la Târgu Jiu și prima măsură la a dat afară pe secretarul general al PNL-Gor și Constantin Aninoiu avocatul Constantin Aninoiu, și l-a înlocuit cu Octavian Lupulescu, bineînțeles, un adversar declarat al lui Ian Popescu, pentru că tot am vorbit mai devreme uh, despre acest lucru. Asta e prima măsură pe care o ia uh, Tudor Barbu. Bine, bănuiesc că pe Lupulescu îl cunoștea de la București, pe Aninoiu nu-l știa, dar uh, să mai vedem și alte și alte măsuri și să vedem colaborarea atât de anunțată, să spunem așa, deși primarii PNL-ului nu par să fie foarte încântați de noua conducere liberală sau copreședinte liberal. Vreau să vă spun că scandalul declanșat în urmă cu câteva zile la nivelul municipiului Târgu Jiu, prin care APA Regio a descoperit în ghilimele și să vă spun de ce, că foarte mulți potentați locali, mai ales din cei care și-au construit vile prin cartierele mărginași ale Târgujiului, nu au contracte la apă, vreau să vă spun că, că scandalul respectiv este departe de a, se, de a se liniști. De ce vă spun asta? Foarte simplu. Să nu credeți că numai în, în zona, deci eu în zona Bicaz, Chiar dacă acum s-a anunțat că toată lumea și-a făcut contracte, nu cred în această idee, cum nu cred că jumătate aveau și jumătate nu. Cred că erau vreo 70-80% care nu aveau. Atenție! Nu vă luați că aveau, că unii aveau și apometru. Măsurau paguba, aparegiu. Bun, nu asta ar fi problema. Încă o dată, cine a pus acele ceasuri, acele apometre? tot salariața e Aparegio, că prin tot orașul tot îi pun, mai bine sau mai rău. Deci e în curt, problema era în curtea Aparegio că le convine sau nu le convine celor care se ocupă de această societate sau celor din primăria Târgu Jiu, asta e altă problemă. Dar nu-i doar în picaz problema. În primăverii, după câte am văzut, și mai sunt, mai este problema, cred, și prin alte zone de pe la marginea orașului. Nu sunt contracte, nu sunt apometre, nu sunt. Pentru altfel, nu ar conveni să consume cantități foarte mari. Iar uh, explicația: la, la unii există apometre, dar apa din piscină nu trece pe acolo. Ne explica un telespectator într-o seară: se pune un teu înainte și una merge spre piscină neînregistrată, celălalt merge prin apometru. Dar în fine, asta e altă, altă treabă. Ce vreau să vă spun însă și că printre cei care nu au, n aveau contract, a fost descoperit astăzi, ieri, Aparegiu a făcut o descoperire senzațională, hotelul Asia din Târgu Jiu a fost branșat ilegal la rețeaua de apă și canalizare Aparegiu. Salariații au venit cu un detector pentru a depista conducta și cu un escavator astăzi ca să le debranșeze. Deci, bun. Hai să zicem că cei de la Aparegiu nu știau nimic. Spunem să zicem, pentru că fără complicitatea lor nu se putea. Asta e clar. Dar, ca să baci apă într-un hotel, să te cuplezi la rețea bă frate, se fac niște săpături, se văd niște lucrări în ziua de astăzi, oriunde în mediul rural, și dacă să faci un gard îți trebuie aprobare. De la să răstoarne jumate din oraș, nu l-a văzut nimeni de la primărie. De la primărie, nu ne mă refer neapărat la aparegiu, deși vă spuneam, branșamentele, specialiștii aparegiu le fac. Pot să facă și alții. Asta cu ilegală, branșarea și ăsta e ca să fie. Deci ce vreau să vă spun? Că pagubele sunt destul de mari, nu mă refer aici la management că nu știu dacă aici mă refer că astea sunt din perioada fostei conduceri. Prefusă cred că, nu știu ce director era sau din așa, știa că nu știu ce face salariatul, dar salariații știu, ar trebui întrebați în curtea, mai ales că am înțeles că poliția s-a autosesizat și face un dosar cu pierderele de apă acum cinstii vorbind dacă n-a reclamat conducerea, bine, probabil că există totuși și conducerea actuală a paregiu a făcut o plângere către poliție. Bănuiesc. Dacă nu s-a făcut și s-a recuperat, nu prea văd da, autosesizarea asta a poliției. Cum s-a făcut, în ce bază. Nu știu dacă se poate autosesiza în chestia asta, poate răspunde un jurist. Dar asta e altă, altă problemă. Mergem mai departe și pentru că tot vorbeam de de știrile din Gorj, să știți că Gorjul a ținut, a ținut prima pagină astăzi și la nivel național cu niște știri, a spune, chiar, chiar foarte interesante. Una dintre ele se referea, se referea la faptul că la sfârșitul săptămânii câțiva teribili și făceau niște întreceri pe Valea Sohodolului fără să dădeau drumul la mașini fără conducător auto, le opreau, le conduceau de pe margine, deci făceau niște întreceri de genul ăsta. Imaginile au circulat pe internet, ele au fost luate la bani mărunți de polițiști și respectivii au fost și găsiți și au fost și, și amendați. Și asta e foarte... Deci șoferii telebiriși care și-au lăsat mașinile să meargă singure pe drumul îngust din cheile sohodolului au fost găsiți și sancționați de polițiștii rutieri, titrează cei de la adevăr. Acum vreau să vă spun că sunt și vești bune pentru, pentru gorj și anume peste de știrea bună aș putea spune, 2 milioane de euro se vor investi în acest an în reabilitarea termică a blocurilor de la Târgu Jiu. Adică, vreo, deci 2000, vreo 90 de miliarde, deci vreo 25 de blocuri sunt pot să fie reabilitate din această sumă. Cred că nu e rău deloc și se mai schimbă și uh, lucrurile. Deși vreau să vă spun avem în continuare uh, apă tăiată la diverse asociații de locatari, nu s-au plătit de foarte mult timp uh, sume și deci, cel care furnizează apa, a o a tăiat până la urmă, uh, nu, e de, nu e de glumă, dar faptul că tai tocmai când au fost temperaturile acestea, e cel mai mult, te doare cel mai mult până... E nevoie de apă, mai ales dacă stai, dacă stai la bloc, dar trebuie să-ți plătești și datoriile și cum se întâmplă pe zonele mărginașe ale orașului. Mă refer în zona de Barcader, zona Diana, pe acolo sunt foarte multe probleme cu asociațiile cu de nu plătesc. Și să știți că mai este o problemă, nu plătește unul sau doi pe scară care înregistrează ca datorii mari și stai la toată scara. Iar nu e în regulă, dar știți cum e la noi la Târgu Jiu. Înainte de a trece la știrile din învățământ, care sunt și vă spuneam, am vorbit și aseară, ne, ne pregătim de o nouă lege a educației, aș vrea să vă spun că astăzi a fost o zi plină și din alte motive la, la Târgu Jiu. Și nu neapărat aș vrea să vă spun că par să se implice tot mai mulți în, în acea campanie să-l ajute cu așa cum a făcut-o și în satul primul pas, acela de a ajuta pe Flavian, copilul bolnav de leucemie care are nevoie urgentă de un, trans, un transplant de măduvă. Vreau să vă spun că... Am primit și noi un apel de la cei care se ocupă de organizarea celor de-al doilea pas și anume la Muzeul de Artă din Târgu Jiu luni seara deci lunea viitoare de la ora 19 se va face o expoziție cu vânzare a unor picturi realizate de artiști consacrați. Toți banii obținuți vor fi donați lui Flavian Voican, un băiețel care se luptă cu leucemia. Expoziția este denumită Pentru Flavian Voican, al doilea pas. Ce sunt lucrări? Picturile sunt realizate atenție de Constantin Ionescu, Constantin Artachino, Aurela Casandrei, Elena Müller Stăncescu, Maria Codruț, Gheorghe Ionescu Doru, Eva cerbu Eugen Trucinski, Horațiu Dimitriu, Vasile Varga, Alexandru Racu, Vasile Buz, Mișu Teișanu, Nicolae Tempeanu, Dimitrie Serafim, Bernard Naudin, Constantin Piliuță, George Demetrescu, Ștefan Popescu, Vanda Sachelarie Vladimirescu, Iosif Steurer, George Catargi, Florian Doboșariu, Romul Ladea și Andrei Ostrap. De fapt, Banii, cum spuneam, se vor duce în contul lui Flavian, care are nevoie de o operație uh, destul de costisitoare, și familia nu are aceste resurse. Este cel de-al doilea pas. Primul a fost făcut prin acel spectacol uh, oferit uh, la sfârșitul anului, de către. deci organizat de către Ensat TV, și care banii au mers spre, uh, spre familia lui Flavian. Să fim alături luni de el, cei care sunt iubitori de pictură pot să facă aceste achiziții, sunt lucrări de valoare, iată că tot se plângeau cei de la mulți dintre iubitorii de artă de la Târgu Jiu, că nu găsesc, să zicem, la Târgu Jiu, o piață de artă adevărată. Iată că avem acum lucrări foarte valoroase care pot intra în colecțiile particulare de la Târgu Ne-am făcut și această datorie. Ne întoarcem cum vă promiteam la începutul emisiunii, la legea educației naționale, la proiectul pe care l-au făcut uh, cei de la Târgu Jiu. Uh, acum vreau să vă spun, uh, înainte de a intra propriu zis în, uh, în subiect, avem inclusiv o carte apărută, proiectul legii educației naționale, foarte stufoasă, dar mult mai rotundă decât legea în vigoare. Aș vrea să vă spun apropo, astăzi a fost o conferință de presă, așa cum vă, cum vă spuneam, și s-a vorbit despre proiectul legii educației naționale, care va fi lansat mâine cu prilejul împlinirii a 23 de ani de la înființarea universității. Moment marcat prin organizarea conferinței științifice: educația în fața marilor provocări. Uh, apropo de de acest, uh, de acest subiect, uh, vreau să vă spun că sunt unul dintre adepții schimbării legii educației. Uh, sunt motive foarte multe. Uh, cel mai important acum, nu ne mai interesează practic contextul politic sau altceva, este faptul că nu este funcțional. Deci v-aș putea da cu o mare rapiditate 10 exemple de lucruri care nu se aplică din lege, din diverse motive. E, vreau să vă spun că dacă am avea o altă situație, în sensul să modificăm să avem o lege nouă, pentru că a tot o modificat. Dar știți când au apărut acele ordonanțe cu 90 de modificări, cu 30 de modificări, că astea au fost cele mai importante, a ieșit un întreg scandal, cel puțin unii, poli, unii critici cu caracter politic, care au carne de partid de o anumită culoare, că, fie, că se schimbă, că nu știu ce. De fapt vreau să vă spun că miza legii funeriu și o spun oricând, a fost să se umble în învățământul universitar ca să se facă loc unei generații care venea de afară, dar care nu prea are acoperire, să zicem, sunt niște diplome obținute, dar cam atât. Asta nu înseamnă că nu trebuie antinerită echipa la nivelul universităților. Dar, practic, universitățile au reușit, având autonomie, au reușit să supraviețuiască în mare parte. În schimb, problema a apărut la preuniversitar care s-a bulibășit de tot. De asta zic că, cel puțin la nivelul învățământului universitar, trebuie lucruri mai concrete. Uh, am un material, uh, o prezentare de astăzi, pe care aș vrea să vă prezint și dumneavoastră. Uh, apropo de justificarea pe undeva a apariției noului proiect de lege. Legea 1 pe 2011 a Legea Educației Naționale a fost adoptată fără o consultare a specialiștilor în educație și fără a se supune anterior dezbaterii publice. Adevărat. Procedura asumării răspunderii de către guvernul Boc a ocolit chiar și dezbaterea proiectului în legislativ, ceea ce a generat critici severe și un vast orizont de așteptare privitor la iminența abrogării ei. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, sub coordonarea profesorului universitar dr. Adrian Gorun, președintele Senatului, a constatat o serie de inconsistențe logico-juridice, generate de confuzii privitoare la instituții și mecanisme juridice, dar și de procedeile inadecvate utilizate în construcția arhitecturii legii amintite, și a propus să realizeze și a realizat un proiect nou de lege a educației. Un proiect care pornește de la estimarea consecințelor juridice, dar mai ales sociale, pe termen mediu și lung, și care își propune relansarea identității educației românești. Proiectul Legii Educației Naționale, elaborat de o echipă de dascăli, atât din învățământul preuniversitar cât și din învățământul superior, valorifică experiența legislativă din domeniul educației românești de la prima lege a instrucțiunii publice, adoptată, după cum bine știți, în 1864, -ă, prim-ministru atunci era Mihail Cogălnicianu, domnitorul fiind Alexandru Iancuza, și a calcul provocările globalizării și societății cunoașterii, reconsiderând echilibru dinamic dintre planul național și planul internațional. Proiectul recredibilizează școala românească reglementând resorturile generării capitalului educațional și social care să repună școala, universitatea în poziția de actori principali și legitimea educației, asigurând totodată flexibilizarea ofertei și stimularea cererii de educație. Despre proiectul acesta o să mai vorbim. El va fi lansat mâine și poi mâine în cadrul conferinței Educația în fața Marilor provocări. Acum vreau să vă spun, printre alte modificări pe care îmi propuneam să le adopt astă seară, să le prezint astă seară, una mi-a atras atenția, una mi-a atras atenția, da, colegii din regie îmi spun că rămân, am rămas doar cu 4 minute până la final, una dintre ele este, apropo de aceste cicluri despre care se tot vorbește, și știți că proiectul Ministerului vorbește atât de evaluare națională mult mai complexă la sfârșitul clasei 8 -a, dar și, o și admitere în liceu și o evaluare la clasa 10 -a, adică cum era treaptă odată, proiectul de la Târgu Jiu, făcut de cei la Brâncuși, merge pe o altă idee care mi se pare mai logică. Dispare clasa pregătitoare doar ca denumire, și vom avea clasa 1 de la 6 ani și ne vom duce tot 5 ani pe ciclu. Deci avem preșcolarul de la 3 la 6 ani. De la 6 ani, cele, cei 5 ani de învățământ primar, deci 5 clase până la clasa 5 -a inclusiv, să avem de la clasa 6 -a la 10 -a, să avem învățământul gimnazial și de la clasa 11A, deci doar 3 ani de liceu, care să fi, sau 3 ani de profesional în care să poată să se orienteze fiecare spre ce dorește. Aparent, proiectul dezavantajează uh, liceele. Faptul că dispar un an de școală, dispar catedre. Însă până s-ar aplica acest proiect în sensul să ajungem cu reforma la liceu, știți cum e anticipa ministrul actual că pe formula actuală reforma la liceu ajunge după 2020, aș crede că nu e un pericol iminent, plus că general le având practic ore în plus cu aceste clase, ar putea pierde o clasă de a 5a care ar merge la primar, s-ar face și chiar și niște economii financiare importante dar în același timp se câștigă o clasă care ar putea fi acoperită și cu de la geodă. Deci nu cred că ar fi o problemă. Și bineînțeles, după aceea, învățământul superior, dar bazat, atenție, bazat pe concurs. De, dar toți să aibă concursul. Că știți cum e acum. Dacă nu vrei să... Deci tinerii nu mai sunt obișnuiți cu concursurile, cu examenele, încearcă să sară peste ele. Și vreau să vă spun că dacă baști chestia asta, să zicem, la liceele unde e bătaie mare se va da concurs. Deci eu vreau să vă spun că la foarte multe licee vor rămâne unul, două, să zicem, cu concurs. Restul toți vor căuta să meargă la liceu unde nu se dă examen ca să fie sigur de, de intrare. Deci nu-i deloc, în, nu deloc în, în regulă până la urmă. Cred că mai degrabă varianta celor de la Târgu Jiu este cea corectă. Apropo de proiectul Uh, uh, celor de la Târgu Jiu și cred că o să mai revin asupra lui. Am să vă spun însă cine, printre, uh, pe lângă colectivul condus de Adrian Gorum pe cine mai are în el și dinspre învățământul preuniversitar de data aceasta vreau să vă spun că vin Marinela Pârvulescu, uh, care este directoarea Cor Casii Corpului Didactic, Melania Popescu, inspector școlar, uh, Profesor Nicu Baiu, profesor Vasile Mija, profesor Petre Ciungu, profesor Vasile Gogonea, de deci sunt câțiva uh, dascăli importanți din Gorj, care sunt implicați în asta, bineînțeles, pe lângă uh, universitarii de la Brâncuși. E vorba de Lumința Giorgeta Popescu, Mihai Cruceru, Gheorghe Gămăneci, Liviu Marius Cârțână, Cristinel Racoceanu, Ioan Lucian Medar, Ștefan Sorinel Ghimiș, Sorin Purec, Amalia Boncea, Monica Bâcă, George Niculescu, Viorica Ungureanu, Horațiu Gorun, Daniela Cârțână, Cristi Rujan și, și, mai sunt și, și mulți alții. Din ce am înțeles, au lucrat la acest proiect undeva la 50-60 de oameni și s-au făcut foarte multă muncă de cercetare. Promit că voi reveni acesta, găsiți amănunte despre asta și în următorul număr din săptămânalul vertical. Nu l-am avut astăzi să vi-l prezint, este deja pe piață, e un număr interesant cu foarte multe subiecte de educație. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!